Voleibaliștii de la VCML PSE Piatra Neamț vor întâlni în prima etapă din noul sezon al Diviziei 1, nou promovata Tricolorul Ploiești, în deplasare, așa cum s-a stabilit la tragerea la sorți din această săptămână. În runda a doua, elevii lui Dan Garduș și Nicu Buruș vor evolua pe teren propriu cu Municipal Craiova, după care se vor deplasa la Baia Mare pentru duelul cu Știința din localitate. În runda a patra, Iosif și compania vor juca pe teren propriu cu CSM București, apoi în deplasare la Dinamo. Volei Club continuă în primul eșalon, deși a retrogradat din punct de vedere sportiv, iar principalul Petrean speră ca echipa să nu mai întâmpine aceleași probleme financiare pe care le-a avut în campionatul trecut. Pentru a rezista cu formația în orașul nostru, în orașul Piatra Neamț, după cum știți, este un oraș dator, încercăm să accesăm proiecte de finanțare din partea Consiliului Județean, din partea Consiliului Local, cu un sprijin de la unul, doi sponsori, unul care este un sponsor foarte fidel nouă, care ține la noi și cred că ne și iubește, chiar dacă avem și momente când mai primim și câte un perdaf, așa să zic, din partea acestui sponsor. Dar simt că a ținut și ține la noi și ne mai dă câte o mână de sprijin. Sperăm ca echipa să reziste și să fie un alt început cu campionatul care urmează 2015-2016. De ce spun că să fie un alt început? Pentru că această echipă poate și ar trebui să fie în primele echipe ale țării. Are nume, are putere, vorbesc ca formație. Trebuie sprijinită din punctul celălalt de vedere financiar. Campionatul masculin începe abia pe data de 28 octombrie, deoarece în acea perioadă se desfășoară turneul final al campionatului european de seniori. Clubul Petrean a obținut zilele acestea semnătura unui alt jucător de la Phoenix și Mleul Silvaniei. Este vorba despre Dan Ștefan Florea, un ridicător de 23 de ani și care măsoară 1,86 m.